Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! În actualitatea noastră, cred că România o să devină studiu de caz pentru Organizația Mondială a Sănătății și pentru toate sistemele sanitare, dar și politice din lume. După o prăbușire în valul 4, uite că acum revine rapid și masiv vaccinarea, 111.000 de vaccinări ieri, un nou record. Sper să țină valorile astea cât mai mult posibil. E important, cred că oamenii s-au și speriat și au înțeles în sfârșit că au fost păcăliți de diversi vectori de influență și de opinie rău intenționați și ticăloșiți. Asta nu este niciun fel de discuție aici. De altă parte, ne ajută și europenii, ne ajută și vecinii noștri sârbi. Ați văzut că sârbii ne-au trimis... Stai, frate, deci sârbii ne-au trimis anticorpi monoclonali și 170 de concentratoare de oxigen și 6.000 de doze de anticorpi monoclonali. Sârbii, frate, care nu sunt Uniunea Europeană, care au trecut prin război, care sunt... Da, dar frații noștri ne ajută. Frații noștri, prietenii noștri, uite-mă cum ne ajută pe noi sârbii, noi suntem țară din Uniunea Europeană, avem avut vaccinuri, am tot ce am vrut aici. Hai că frații noștri sunt praf, hai să le dăm niște anticorpi monoclonali și au nevoie de oxigen, hai să le dăm niște concentratoare de oxigen și lor. În acest context, prin Parlament și-a început drumul, ați auzit la știri, sunt convins, o inițiativă legislativă privind generalizarea folosirii certificatului verde și pentru angajați din diverse domenii. Cumva ca în Italia sau Franța, și-aș vrea să discutăm un pic despre asta. Prieteni, sunați-ne la 0372-069-599 să vorbim despre cum ar putea fi primit, cum credeți că va fi primită o astfel de idee. Certificatul verde să devină obligatoriu pentru anumite categorii profesionale. Și vă explic imediat. Deci, discuțiile au fost ieri în Senat. Sunt discuții, abia acum au început, discuții în Senat, în comisii, au mers foarte greu, au fost și bruiate de niște parlamentari AUR puși pe scandal, dar aparent principalele partide par să fie ajuns la concluzia că e nevoie de niște măsuri mai hotărâte pentru stimularea vaccinării și pentru ieșirea de sub presiunea teribilă a pandemiei. Seara târziu, comisiile reunite, juridică și de sănătate, au votat pentru propunerea legislativă prin care, atenție, personalul unor unități publice și private este obligat să prezinte la locul de muncă certificatul digital privind COVID-19 sau pleacă acasă. Și este vorba, deci, opiniile voastre pe acest subiect vrem. Foarte rezumat, conform proiectului, angajații din sistemul sanitar, fie el de stat sau privat, din laboratoarele de analize medicale, angajații Ministerului de Interne, de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, trebuie să aibă certificat verde sau sunt suspendați. Deci, dacă ești vaccinat sau ai trecut prin infecție, ok. Dacă nu, mai ai varianta testării. Dar, potrivit acestui proiect, testarea ar urma să se facă pe banii angajaților, în cazul în care nu există contraindicație medicală la vaccinare. În acest caz, statul decontează în continuare testarea. Deci, principiul este, vaccinul este gratuit, testarea nu. Te vaccinezi sau te testezi pe banii tăi? Da. Ori te vaccinezi gratuit, ori dacă nu vrei să te vaccinezi, testează-te. Dar pe banii tăi. Bun. Nu vrei certificat verde, urmează suspendarea. Mai întâi pentru 30 de zile, apoi chiar încetarea contractului de muncă. Acum, două precizări. Unu, mai e drum lung prin Parlament până la adoptarea sau respingerea acestei inițiative, iar ea poate rămâne așa sau poate fi și modificată substanțial în următoarea perioadă. Deci noi discutăm acum de un principiu, de o idee, nu de vreo lege care ar putea intra iminent în vigoare. Vă rog să fiți atenți, nu e o lege care intră în vigoare mâine. E o discuție. Mai e până când ar putea să devină lege și vedem ce se întâmplă după aia, Curtea Constituțională și așa mai departe. Și doi, astfel de prevederi legale nu sunt o invenție a Parlamentului nostru, nu sunt o invenție românească. Au fost deja implementate în unele țări din Europa, ca să nu mai vorbim de America, unde, mă rog, sistemul juridic e diferit, dar în Europa, în Italia, de pildă, pe scară largă au fost implementate la stat și în mediul privat și pentru toți angajații, nu doar pentru medici. Pentru personalul sanitar a fost doar primul pas făcut cu luni în urmă. Deci țări democratice, care au și rate înalte de vaccinare și revenire la normal. Opiniile voastre, 0372069599. Este necesară impunerea certificatului verde pentru anumite categorii profesionale? Dacă da, care credeți că ar trebui să fie astea? Dacă nu, de ce nu?
0372069599. Intrăm în direct cu Lucian. Bună dimineața! Bună, Lucian! Salut! Bună dimineața! Salut, băieți! Salutare! Da, eu zic că da. Uh-huh. Eu zic că da. Ar trebui implementat certificatul ăsta verde și obligativitatea prezentării lui, întrucât, nu știu, țineți minte anul trecut când ne uitam cu groază în Italia, în Lombardia, ce se întâmpla cum da. Se chinuiau italienii. Noi am ajuns la ora actuală datorită unor, nu știu cum să le spun, inconștienți sau oameni care, gen, cu toată stima și cu tot respectul, doamna senatoare Șoșoacă, nu știu unde a citit dumneavoastră atâtea informații despre acest COVID. Da, doamna, nu știu ce face, doamna nu este de specialitate și cred că își creionează un personaj politic în felul ăsta. Spune-mi, bun, crezi că ar trebui să devină obligatoriu, dar pentru ce categorii? Pentru toată lumea sau doar pentru unele categorii profesionale? Și la stat și la privat? Opinia ta. Spune-mi care e opinia ta. Eu zic că pentru toată lumea, pentru că să terminăm o dată cu pandemia asta și cu toate restricțiile care... la care nu suntem supuși, vezi, doamne, că ar fi o dictatură ceva aia. Ideea este să stopăm oarecum chestia asta și Ne vedem de viață, să ne mulțumesc. Revenim la viață. Ar trebui pentru toată lumea. Da, sigur, virusul nu știe dacă lucrezi la stat sau la privat. Corect. Mulțumesc, Lucian. Claudiu, bună dimineața. Bună dimineața. Alo, bună dimineața. Felicitări, băieți, pentru emisiunea care o faceți. Mulțumesc. Nu cred că ar trebui să fie obligatoriu. Da. Dacă ne uităm, de exemplu, la Italia, exemplul care l-ați dat, uh-huh, sunt vaccinați în proporție de aproape 90%. Da. De ce l-am mai impus? Păi, vaccinarea asta înaltă este inclusiv o consecință a impunerii certificatului verde. Pentru că s-a impus folosirea lui luni în urmă. Pe 5... Nu. Pentru profesori, pentru medici, s-a impus încă de la începutul verii. Adică de când, la puțin timp după ce a fost lansat de Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană. A fost generalizat recent și pentru angajații... Este economic, antisocial, în sensul că dacă nu mai lucrez, eu nu mai impozitez, nu mai e bani la stat, nu mai e nimică. Mai scos în afara legii, descurcă-te singur. O să fim o turmă de zombi prin păduri și la revedere. Ok, am înțeles. Mulțumesc, Claudiu. Mulțumim, Claudiu. Mihai, bună dimineața. Bună dimineața, Mihai. Te rog. Bună dimineața. Opinia ta. Da, te rog. Nici eu nu sunt de acord să fie... obligatoriu, sau dacă faci acest lucru, să fie dreptate pentru toți căței, adică și parlamentarii, nici ei să nu mai aibă voie să meargă la muncă și să meargă sau să plece acasă. Uh-huh. Oare nu se poate? Da, în acest moment, prezentarea certificatului verde este obligatorie la intrarea în diverse unități, și locuri. Numai o secundă să explic, dar nu este obligat. Adică în instituții, de exemplu, trebuie să vină vizitatorii. Nu poate fi solicitat angajaților. De-aia nu le este solicitat nici parlamentarilor. Și eu sunt curios și cred că da, dacă ar deveni obligatoriu, da, ar trebui să devină obligatoriu și pentru parlamentari, în mod evident, ba chiar pentru ei primii. Păi exact, să înceapă cu ei. Ca toate legile care le dau să înceapă cu ei. Da, prima oară. O idee bună. Mulțumim. Hai să mai. Ovidiu, mai avem doar câteva secunde. Te rog. Te rog. Din punctul meu de vedere, ar fi obligatoriu pentru toată lumea. Da. Bine, mulțumesc foarte mult, Ovidiu. O să vedem ce se întâmplă. În cel mai rapid caz posibil, 2-3 săptămâni am putea să avem o decizie, dar fiind Parlamentul României se poate lungi ani. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.